Mă numesc Voica Aurel, sunt din Cugir, născut la 17.6.1935. Am făcut inginerie, am practicat-o 43 de ani și pe urmă acum m-am simțit la masterat. Deoarece la Cugir am organizat un muzeu și n-aveam dreptul să semnez documente cu caracter istoric. S-a zis să faci studii și pe urmă să finalizăm muzeul. Mă bucur că s-a întâmplat acest lucru. Când s-a înscris, pentru că avem un muzeu în Cugir și are nevoie de un curator. Am pregătit și o diplomă pe care să-i înmânez. Nu mai citesc această diplomă. Este o onoare pentru noi să-l avem absolventul nostru, pentru că ceea ce am spus este scris pe diplomă. Încă puțin utilizate, mai puține cuvinte. Antevorbitorii mei au spus tot. N-are rost să mă lungesc. Dar există la clădirea rectoratului o expoziție muzeală. Îi lipsea ceva. M-a convins să fac arme albe. Uzina din Cugir nu s-a putut. Muzeul din Cugir le are, dar nu le-a dat. Și atunci am prezentat profesorului de societate un arc pentru întreceri sportive oficiale și un buzdugan. La rectorat există aceste două obiecte. Să fie văzute că merită și buzduganul ca lui Mihai Viteazu. Vă mulțumesc!